Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Dana Chera, facem împreună curat pentru 25 de minute. Mi-a atras atenția un subiect despre care lumea dascălilor vorbește, dar vorbește cu jumătate de gură. Chiar și lumea sindicală, adică lumea care reprezintă mediul ăsta școlar, vorbește cu jumătate de gură. Dar în școală se iscă încet, încet un curent care mie mi se pare foarte periculos. Și mi-am propus să aflu dacă lucrurile acestea dacă e chiar adevărat, cum se simte, sau este pur și simplu o iluzie, mă rog, o exagerare. Sunt tot mai multe locuri în școală, clase în școală, copii, tot mai mulți copii au o abordare foarte ciudată în relație cu profesorii lor, cu dascălii lor. Așa se face că, mă rog, copiii în clasă sunt aliați unii cu alții împotriva unui dascăl, mă rog, care la un moment dat vrea să facă ordine în clasă, sau copii, mă rog, care se simt cumva agresați de profesor, pun mâna pe telefon și sună la mamă, la tată, mama și tata sună la avocat, atenție, și copiii vin cu avocații la școală, în cancelarie. Și profesorii se simt oarecum intimidați de felul acesta de a rezolva lucrurile, care pe vremurile noastre se rezolva foarte simplu. Erau chemați părinții la școală, dirigintele, profesorul și, în general, situația era una rezolvabilă. Dacă nu era rezolvabilă, în general se lăsa cu o notă scăzută la purtare. Adică de cele mai multe ori. Eu n-am văzut profesori, cum să zic, puși la zid într-un fel sau altul, într-o școală, pentru că ar fi, nu știu cum, cu elevii lor. Foarte rar, foarte, foarte rar. E, acum lucrurile stau cam așa. Și asta face, i-a făcut pe cei de la Iași, profesorii din Iași, strânși într-un sindicat, să spună stop, atenție, stop violenței împotriva dascărilor. Este un demers pe care nu l-am mai auzit până în acest moment, de care n-am mai auzit până în acest moment și vreau să vorbesc cu un dascăl, dacă lucrurile stau așa în școală, dacă simte că lucrurile stau așa în școală, dacă este o exagerare, dacă este o altă generație și ea trebuie abordată altfel. Cum se simte un dascăl la școală în aceste vremuri pe care le trăim noi și care vremuri sunt tulburi, cum bine vedeți și dumneavoastră? Și scara de valori s-a inversat, înțelegeți? S-a inversat chiar dacă vrem sau nu să recunoaștem. Stăm de vorbă cu doamna profesor Laura Verde, care este profesor de română la școala gimnazială 136 din București și mulțumesc tare mult că după ore a avut această amabilitate de a vorbi despre un subiect despre care nu toată lumea vrea să vorbească. Adică nici măcar liderii de sindicat nu se înghesuie să abordeze subiectul ăsta pentru că este unul delicat. Vreau să știu, doamna profesor, mulțumindu-vă încă o dată că sunteți cu noi, dacă simțiți că lucrurile stau așa, dacă simțiți acest curent de revanșă, ca să zic așa, venit din partea elevilor către profesori. Bună ziua și mulțumesc mult pentru această invitație, pentru că, da, este un subiect sensibil, este un subiect de actualitate, este un subiect care ar trebui discutat pe față, sincer, fără prea multă emoție, deci la rece cumva, și un subiect care trebuie discutat cu foarte mult echilibru, cu foarte mult echilibru de către noi toți, da? Și profesori, și părinți, și elevi, și autorități, și locale, și de specialitate din minister, toți. Acum, eu sunt un profesor de 22 de ani într-o școală care nu se află nicăieri decât în Ferentari, deci are un specific ca fiecare școală, de fapt, din țara aceasta. Și atunci o să abordez problema cumva pe care mi-ați ridicat-o așa la fileu ca o minge, atât contextual, cât ce se întâmplă și ce sesizez eu în școala mea și cât cumva și la modul general, pentru că sunt coleg cu alți colegi, sunt părinte de copil care se află în școală gimnazială și cred că până la urmă am
propria mea variantă de a discuta lucrurile, așa cum fiecare dintre noi poate are propria abordare. Bun, la modul general, da, deci nu ne mai dăm după cireș, nu ne mai ascundem, există la un moment dat formate aceste tabere, poate copii, elevi, profesori, copii, elevi contra cumva profesorii de la clasă. Acum, de ce se întâmplă chestia aceasta? Pentru că, de fapt, așa cum ați spus, toată societatea este în schimbare și cred că mi se pare că fiecare cumva încearcă să obțină un drept al lui, că este pertinent, că este mai mult decât este cazul. Cred că până la urmă ceea ce se întâmplă în societatea actuală legat de profesori este că nu mai știm în fapt ce face școala și care e misiunea ei. Și poate că la un moment dat chiar și autoritățile nu mizează pe ceea ce voi spune. În fapt, școala ce trebuie să facă? Să-și formeze cetățenii. Să-și formeze viitorii cetățeni. Asta este. Și cetățean înseamnă cetățean pentru tine și cetățean pentru ceilalți cu care stai, da? Societatea din care faci parte. Și atunci tu trebuie ca profesor să beneficiezi până la urmă prin pregătirea pe care o ai, a priori cumva, da? Ca și în instanță până la urmă ești nevinovat până la proba contrarie. Da? Tu trebuie să beneficiezi de încrederea societății. Te-ai pregătit cumva, ai făcut niște cursuri, ai dat un examen, ești acolo. Din start trebuie să se meargă pe încredere. Dacă din start noi mergem cumva dihotomic ca poziție, nu facem nicăieri. Da? Noi trebuie să avem încredere în părinții, în elevi, noi părinții trebuie să aibă încredere în noi. Deci asta este primul pas. Acest prim pas care până la urmă se cam uită și cred că nici studenții în facultate când fac și practica pedagogică nu o cunosc. Și atunci ne trezim în alte situații. Bun, asta la modul general, de ce cred eu că se pornește așa cu două tabere, da? Uităm să avem încredere că, de fapt, noi formăm cetățenii. Noi formăm alături, bineînțeles, și de părinți, cetățenii viitori ai țării astea. Cine este? Iertați-mă o secundă și țineți-vă ideea că vreau să vă duceți până la capăt raționamentul. Ați spus, domnule, sunt câteva motive pentru care lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă, dar cine credeți că este principalul, care este periga cea mai slabă care ajută ca încrederea asta între tabere să fie una labilă, ca să zic așa? Cine a făcut să se întâmple lucrurile așa, ca lumea să fie suspicioasă? Părinții pe profesori, profesorii pe părinți, copiii când pe părinți, când pe profesori, ca să fim sinceri, dacă un copil care nu-și respectă părinții, n-are cum să respecte un profesor, adică e foarte greu de crezut că se poate întâmpla. Pentru că e o chestiune de caracter, de educație, pe care și l-a cultivat sau nu, sau e o punte insuflată sau nu. Cine, doamna profesor, este principalul pentru situația asta? Da. Nu știu dacă putem până la urmă să punem problema cine este veriga sau ce reprezintă veriga cea mai slabă. Cred că o primă problemă care se ivește așa în discuție este, și o să spun cu mâna pe inimă și asumându-mi ceea ce spun, este un rol pe care și l-a asumat cumva presa, mass media. Nu contest importanța dezvăluirii anumitor fapte, da? Pentru că trebuie să trăim în transparență, că de-aia suntem în social. Doar că la un moment dat, prezentând în 80% din situații numai situațiile urâte, numai situațiile în care profesorii greșesc, și greșesc, nimic de zis, da? Atunci, din punctul meu de vedere, se formează așa o imagine generalizată a învățământului românesc, uitând că, de fapt, problemele acestea se discută punctual și contextual. Dacă respectiva profesoară, da, a lovit un elev și vine, se face o emisiune urmărită de toți părinții, de toți copiii, da, învățământul așa apare. Nu cred că se mai merge acum pe echilibrul contextualizării, unul la mână. Deci, cred că până la urmă felul în care prezentăm
felul în care prezentăm învățământul în fața televizorului are un rol. A doua cauză, aș spune eu, este că până la urmă, revin tot la ceea ce am spus anterior, școala are o misiune socială de a forma cetățeni, dar se pare că se încetățenește și asta cumva ușor și de către minister și către de către minister, de forul legislativ cumva al domeniului nostru. Școala are misiune socială, dar nu suntem asistenți sociali. Da, școala nu se poate ocupa de absolut orice. Atunci, în momentul în care formezi o imagine că școala se ocupă de, și de educație, și de formare de competențe, și de educație civică, și de dosare de bursă, și de probleme de violență, de absolut orice, atunci așteptările de la profesor sunt uriașe. În momentul în care așteptările sunt uriașe și se întâmplă ceva, atunci școala e bună, profesorul nu mai este bun, nu face ce trebuie să facă. Și se creează taberele, în mod inevitabil. Adică dumneavoastră spuneți că, de fapt, valul ăsta pe care îl recunoașteți, valul de violență, de neîncredere, să-i spunem, de neîncredere, de suspiciune, da? Care vine în care vine fază. De neîncredere, după care toate cele, da? Vine dinspre societate, spuneți dumneavoastră, pe de-o parte presa, care, mă rog, amplifică situațiile negative care se întâmplă în școală și imprimă în societate neîncrederea oamenilor în școală, a elevilor în școală, a părinților în profesori și așa mai departe. Și pe de altă parte, spuneți noastră, niște unii care fac legi pentru profesori, pun în spate pentru școli, da, pun în spatele profesorilor foarte multă responsabilitate. Adică așteaptă de la ei foarte multe lucruri pe care ei nu le pot împlini. Pentru că există o limită în toate. Dar vreau să vă întreb atunci, cum poate forma școala cetățeni, da, caractere, dacă nu se poate ocupa și de educația asta civică, și de cultură generală, și de abilitățile copiilor, și de a le recunoaște menirea și de a o încuraja? Cum se poate? Că înseamnă că e ceva ce nu înțelegem. Școala se poate ocupa să-și formeze cetățenii pe diverse căi. Odată prin specialitatea pe care o predai tu și care de fapt reprezintă o abordare până la urmă transdisciplinară, că orice duce către spiritul civic, da? Iar a doua situație, școala prin profesorul, să spunem. Profesorul prin propriul lui comportament, până la urmă, educă. Prin modelul pe care îl oferă elevului respectiv. Să știți că sunt atâția profesori extrem de severi, care își respectă foarte mult meseria și care... Sunt și iubiți de copii în același timp. Sunt și iubiți de copii în ciuda severității lor. Exact. Exact, pentru că de fapt elevul ce vede în profesor? Vede practic caracterul vertical, vede până la urmă ceea ce este necesar să vadă de către un copil. Obiectivitate, respect, seriozitate, da? Deci îl pregătiți pentru societate indirect, arătându-i un model de om în societate, care este profesorul în societate. Vreau să vă întreb mai direct, să mergem mai în sensul problemei, pentru că timpul este foarte scurt la această emisiune. Dumneavoastră sunteți profesor la o școală din Ferentari. Eu când am mers să filmez doamna profesor în Zăbrăuți, ca să văd care e situația noaptea în Zăbrăuți, da, m-au avertizat toți cei care au călcat pe acolo că nu se poate intra în cartier fără jandarmi noaptea, fără poliție și fără girofar și fără, pentru că este risc maxim. Spuneți-mi dumneavoastră, ca profesor la o școală din Ferentari, ați fost jignită de elevii dumneavoastră? Ați fost apostrofată? Nu știu, vă filmează cu telefonul în clasă? Vă amenință că orice? Ați fost, vi s-a întâmplat asta?
Personal nu mi s-a întâmplat. Am avut o singură situație în care un elev supărat pe o problemă a părăsit, a încercat să părăsească sala de clasă. În mod normal, ieșit toți din om, dându-l pe elev nervos, dispărând, vrând să dispară din sala de clasă. Da, mi-am păstrat cumpătul. Moment în care i-am solicitat să discutăm în particular pe ceea ce s-a întâmplat. A fost singura situație neplăcută pe care am trăit-o în această școală timp de 22 de ani. Dar fără, să știți, fără jigniri, pur și simplu o atitudine impulsivă la moment al unui elev cumva supărat și cred că până la urmă neștiind cum să abordeze el însuși situația. Nu, n-am trăit-o. N-am trăit nici filmatul cu telefonul și nici jignitul și nici refuz de a face de a îndeplini sarcinile de la clasă. Dar de ce n-am întâmpinat lucrul ăsta? Și să știți că și colegii ai mei sunt la fel ca mine, în aceeași situație, deși este o zonă foarte dificilă. Pentru că exact ceea ce spuneam odată, fermitate și blândețe în același timp, respect și autoritatea profesiei pe care o ai, transmisă de la bun început și înțeleasă de elev. Pe de altă parte, există animozități, există supărări ale părinților din diverse motive. Aici există, nu știu, un specific al școlii, da? E un cartier vulnerabil, cu un mediu în care partea de educație este deficitară și să o recunoaștem. Părinții se vor comporta într-un anume fel, dar sunt foarte rare aceste situații. Deranjează când se întâmplă, dar ținem cont până la urmă de ce apar ele, de ce se manifestă ele și încercăm să le stopăm. Cum le stopăm? Dacă ar degenera, evident, există autoritățile în domeniu, gen poliție, gen jandarmi. Vă simțiți apărată, doamna profesor, de colegii dumneavoastră, de conducerea școlii, de, nu știu, liderii de sindicat? Simțiți că dacă vreodată vi s-ar întâmpla ceva, Doamne ferește, ați avea pe ce să puneți mâna ca să luptați pentru drepturile dumneavoastră sau nu? Dar spuneți-mi sincer. Sincer. Conducerea școlii este alături de colegi. De fapt, directorul școlii noastre este colegul nostru. Una la mână, doi la mână. Ceea ce se întâmplă la nivel sindical în sectorul 5, în sectorul în care profesez eu, este extrem de profesionist. Eu, da, mă simt apărată, dar în același timp mai spun ceva. Există o situație pe care eu o numesc propriile mele bătălii. Dacă se întâmplă ceva ca profesor, da, să fiu jignit de un părinte, aduc la cunoștința forurilor superioare, dar în primul rând încerc să îmi rezolv eu problema pentru că este o problemă a mea. Da? Dacă în secunda, într-o situație, aș fi într-adevăr, nu știu, m-aș simți amenințată de către un părinte, cred că până la urmă, cu tot respectul, n-aș mai apela la director, nu m-aș mai duce în primă fază. Cred că în secunda a doua aș suna la 112. Este dreptul meu de cetățean care se consideră într-o situație de amenințare. Cei mai mulți dintre dascăli, să știți că nu vor să vorbească despre subiectul acesta, despre acest val pe care dumneavoastră îl recunoașteți, care vine dinspre societate, partea de elevi, că dumneavoastră cu elevii lucrați, înspre corpul profesoral. Și credința mea este că lumea vrea cumva să bage gunoiul sub preș, ca și cum asta ar fi o rezolvare. În fapt, dumneavoastră, de fapt, ce îmi spuneți mie astăzi? Îmi spuneți așa, că profesorul, dacă se știe el pe el, că e un exemplu pentru copii, că își respectă meseria, că este empatic cu copiii, că încearcă să înțeleagă situația și că e drept în primul rând.
și că e drept. Și atunci când un copil merită o notă, îi dă nota pe care el o merită, nu o notă mai mare pentru că tata este casier la Tarom. Îmi cer scuze, e un fel de a spune că e acolo unde trebuie să fie, înțelegeți? Deci, înseamnă că de aici pleacă totul, doamna profesor. Înseamnă că în rândul profesorilor există o slăbiciune, ca să zic așa, și o lipsă de încredere pe care ei și-o alimentează una peste alta. Din punctul meu de vedere, sunteți o breaslă extrem de puternică, extrem de importantă pentru nația asta și breasla că strânge rândurile, ea nu are cum să fie decât o forță. Deci nu pot să imaginez că profesorii intră într-o cancelarie în care directorul, da, unde directorul școlii respective respectă profesorii, profesorii respectă directorul școlii și ei sunt foarte uniți într-un adevăr, nu într-o apărarea unor mizerii, ca să zic așa. Nu cred că există vreo breaslă unde să existe fisuri dacă elemente din breaslă nu creează fisurile respective. N-aveți sentimentul ăsta că slăbiciunea vine de undeva din interiorul sistemului, din afară, nu din afară? Slăbiciunea se alimentează și slăbiciunea există. În sensul că ne-am obișnuit, există așa un curent acum, dincolo de această, sau poate care chiar a alimentat neîncrederea în profesor și voiam să adaug. De ceva timp școala este văzută ca o cea pe care să o mănânci și să te simți bine. Te duci la școală ca totul să fie Da. frumos. Ca totul, cred că până la urmă starea asta de bine este înțeleasă total eronat și de către societate și s-ar putea și de către unii colegi din, poate chiar de la Institutul pentru Științele Educației. Starea de bine nu înseamnă să merg la școală și să mă joc toată ziua, pentru un moment dat, din aruncatul mincii în clasă, ca tu să obții un conținut și să faci competență, ajungi la doar m-am jucat. Nu. Starea de bine înseamnă siguranță, starea de bine înseamnă să fii tu bine ca elev și ca profesor, ca partener. Înseamnă să fii serios, înseamnă să muncești, înseamnă ca pe urmă să-ți culegi propriile ale muncii tale. Asta înseamnă starea de bine. Starea de bine nu înseamnă să excludem fermitatea. Pentru că până la urmă toate studiile de parenting spun clar, cel puțin până la o anumită vârstă, fiecare copil trebuie să cunoască limite, să-i se cadă. Și sunt atâtea școli în care senzația este că de fapt eu trebuie să fac ce? Să o joacă. Nu, nu asta este. Nu asta este. Bun, S-a și înțeles atunci greșit sau se vrea, s-a înțeles greșit sau este un soi de scăpare a părinților, a dascălilor, a societății în general, în relație cu o generație, cum să zic, foarte liberă, căreia îi se spune că are tot felul de drepturi și numai drepturi dacă s-ar putea, da? Și că, care, mă rog, care poate suna oricând la protecția copilului că a fost nu știu cum, eu nu vorbesc de cazurile care sunt cu adevărat grave, sau la avocat sau la oriunde, la oricine, ca să-și apere niște drepturi care sunt de fapt niște pseudo-drepturi date de niște adulți, cum să zic, nefericiți, ca să zic așa, nefericiți și nesiguri pe ei. Asta cred că poate să fie explicație. Ce spuneți dumneavoastră? Mai avem 2 minute. Aveți 2 minute să transmiteți un mesaj colegilor dumneavoastră care se simt amenințați, care se simt nesiguri pe ei, care se simt cumva nefericiți mergând la școală. Era o doamnă profesoară care declara: Dom'le, dimineața când mă trezesc și mă gândesc că trebuie să mă duc la școală și mă gândesc că o să intru într-o clasă în care elevii o să facă mișto de mine și o să se uite la hainele mele cu dispreț că nu sunt de brandul nu știu care, da, și o să intru în cancelarie unde o să văd capete plecate și fiecare cu treaba lui acolo și nu mai suntem un colectiv și suntem niște persoane într-o încăpere. Zice, vine să-mi iau câmpii, dar asta este meseria pentru care am învățat și asta vreau să fac până la finele vieții mele. Nu știu dacă mă mai țin resursele, spunea doamna profesoară. Cum vedeți? Vă rog, aveți 1 minut și jumătate, vă rog să mă iertați. Da, o să spun doar atât. Stimați colegi, reveniți în papucii dumneavoastră de profesori. Reveniți în meseria dumneavoastră care înseamnă
atât competențe științifice, cât și, și competențe până la urmă, să le spunem așa, socio-emoționale. Suntem profesori, suntem, știm ceea ce facem, suntem pregătiți pentru așa ceva și impuneți limite. Aceste lucruri se stabilesc de la prima oră în care noi cunoaștem elevii. Noi ne prezentăm până la urmă ca specialiști, atât în fața părinților, cât și în fața profesorilor, cât și în fața elevilor. Noi suntem cei care, până una alta, știm cel mai bine ce este din punct de vedere educațional, atâta cât înseamnă școala pentru elevul respectiv. Nu m-aș duce prea departe, nu m-aș duce în teoria ale conspirației și nici nu m-aș duce în patetisme să spun că nu vor mai exista probleme. Și dacă o facem așa, vom fi scutiți de probleme. Nu! Dar nu uităm, specialiștii suntem noi și este cazul să ne arătăm ca niște specialiști. Fără teamă. Fără teamă, pur și simplu. Fără teamă. Dar asta presupune să fii stăpân pe ceea ce știi și să fii totuși ca om consolidat, ca să zic așa, cu niște principii de la care să nu abdici, indiferent ce se întâmplă. Adică sunt câteva principii de viață de care trebuie să ții cu dinții, pentru că altfel intrăm cu toții în derivă dacă n-am avea această mână de principii de care să ținem. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați abordat acest subiect, l-ați abordat cu eleganță, ați spus ce a trebuit să spuneți ca dascăl, n-ați dat apă la moară curentului de slăbiciune care vine din cancelarie, dar n-ați încurajat nici partea asta de abordare care vine dinspre societate, înspre cancelarie, care este foarte importantă. Și da, cred că trebuie să contextualizăm foarte tare și atunci când prezentăm la televizor lucruri despre niște oameni din niște instituții, n-ar trebui să punem, Doamne iartă-mă, steagul pe instituție, că instituția este așa sau în alt fel. Ar trebui să ne gândim foarte serios dacă ne-ar conveni nouă să se întâmple asta. Dacă unul de al nostru din Breaslă ar face ceva și toată Breasla ar fi considerată într-un fel anume. Sunt convinsă că fiecare Breaslă are uscăturile ei, dar dacă ceilalți oameni sunt, cum să zic, uniți, sinceri, bine intenționați și cu credință în Dumnezeu cumva, da? Cred că lucrurile se pot rezolva. Vă mulțumesc foarte mult, doamna profesor, pentru acest interviu. A fost Laura Bebe, profesor de limba română la școala 136 din Ferentari. Deja că un profesor din Ferentari spune am puterea să-mi fac meseria în fața unor copii care vin din niște medii greu de dus, să știți, greu de dus, înseamnă că se poate. Înseamnă că se poate, dragi profesori. Mulțumesc tare mult pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, o seară bună. Pe mâine seară.